O grupare infracțională specializată în furturi și jafuri săvârșite pe teritoriul raioanelor Hâncești, Mișlia, Criuleni și Ialoveni a fost destructurată de oamenii legii. Suspecții pătrundeau în locuințele victimelor atât noaptea cât și ziua prin efracție, adică forțau geamurile sau ușile din termopan, în timp ce proprietarii lipseau de acasă. Potrivit oamenilor legii, în urma perchezițiilor efectuate la domiciliile bănuiților, polițiștii au depistat și ridicat bijuterii din aur, laptopuri, telefoane mobile, instrumente electrice și alte bunuri furate. Suma prejudiciului adus victimelor este de peste 1.500.000 de lei. Ca urmare a nouă percheziții autorizate, 3 membri ai grupării au fost reținuți, 7 dintre ei fiind cercetați în stare de libertate. Liderul grupării își ispășește pedepsa în penitenciar pentru infracțiuni similare. Bănuiții au vârste cuprinse între 15 și 28 de ani, iar anterior au fost judecați pentru infracțiuni similare. Aceștia riscă până la 15 ani de închisoare.